27-2023, pe data de 28-7-2023. Un număr de consilieri prezenți 10 din 12. 11 din 12. Deci, domnul consilier Munteanu Alin, motivat prin cererea din Băieri și domnul Mihai Iubiță, tot la fel, motivat prin cererea din Băieri. Deci, dăm cuvântul domnului primar, citirea ordinii de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 112 din 21-7-2023 pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bâlsănești și Bacău în data de 28 iulie 2023, orele 13, la sediul primăriei Comunei Bâlsănești în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1. Depunerea jurământului de către domnul Pavel Tinu, consilier local supleant, în cadrul Consiliul Local al Comunei Bâlsănești din Bacău, al cărui mandat a fost validat prin încheierea numărul 1472 al judecătoriei Onești, în cadrul ședinței de Cameră de Consiliu, în data de 10 iulie 2023, înregistrată la OAT Comuna Bâlsănești, sub numărul de 3173 din 17.07.2023. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 17.12.2020 pentru reorganizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bâlsănești. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la trimestrul al doilea al anului 2023 a Comunei Bâlsănești, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli la Comunei Bâlsănești. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării a procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractul acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2023-2026. Acest proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare de către SECE Ecosud S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Punctul numărul 7. Analiza rezultatelor examenelor de capacitate obținute de absolvenții clasei a 8-a de la Școala Generală numărul 1 din Bâlsănești, sesiunea 2 iunie 2023, material prezentat de doamna directoră Cristina Rodica. Punctul numărul 8. Diverse. Și articolul 2. Prevederile prezente discuții vor fi astăzi îndeplinite de către Secretarul General Comunii și vor fi astăzi cunoscută publică prin afișare. Până la vot, supunem la vot procesul verbal din data 29.06.2023. Dacă sunt discuții... Nu sunt discuții, nu? Supunem la vot. Ca să fim la bun început înțeleși, un director nu
nu-l pune dintr-un consiliu local, nu dintr-un consiliu local, faptul că eu sunt din comună, locuiesc în comună, am crescut în comună, am învățat și eu câteva clase de care am crescut la Bacău, am găsit de cuvință, am mai discutat și persoane care vorba de la inspectoratul școlar, că este mai bine să vin, să vă expun eu situația, pentru ca să nu mai fie discuții, nelucrând dumneavoastră în domeniu, nu știți exact cu ce probleme ne întâlnăm noi. Acum am permis să citesc materialul și după aceea o să mai discutăm în măsura în care întrebările sunt puse pertinent, da? O să vă răspund în măsura în care dumneavoastră o să se recunoți. Îmi permite să citesc așa. Ca urmare a solicitării numărul 2982, 57, 93, privind justificarea rezultatelor dezastroase, obținută de educația de la școala gimnazială numărul 1 Bursănești, venim cu următoarele precizări. Din cei 12 absolvenți, doar 2, de la Bătești, mă sunt la nume, în care vă spun la oameni cum trebuie, având ca obiectiv, au avut ca obiectiv promovarea examenului național, examenul de evaluare națională, pentru a putea urma cursuri liceale, ceilalți dorindu-se înscrierea la diferite școli profesionale, unde nu este necesar nici examen, acest obiectiv a fost atins, cele două elevi fiind admise, iar cei copii care restul sunt la atinși la școli profesionale. Având în vedere cele menționate la punctul 1, precizăm un foarte important în această decizie, am avut documentul familial al elevilor. Din cei 12 absolvenți, doar 5 provin din familie interne, restul fiind orfani de ambii părinți, cu părinți divorțați, aflați în grija tatălui, aflați în grija mamei, aflați în grija mătușilor, cu părinți plecați în străinătate sau în grija bunicilor. Rezultatele slabe sunt confirmate de istoricul școlar al elevilor, doi dintre absolvenți sunt competenți în clasa 5-a, în urma nepromovării coeficienței la română și la matematică. De asemenea, unii au fost lăsați constant în clasele gimnaziale, cu urgență la limba română, alții având doar media 5 la ambele materii de examen. Elevii au obținut note mici la cele două simulări organizate în acest an școlar, fapt care a tras un semnal de alarmă profesorilor de la clasă, care au întocmit planul remedial. Au efectuat ore de pregătire suplimentară, au realizat fișe de lucru individuale, au realizat grupuri de lucru, însă munca susținută de la școală nu a mai fost continuată și acasă, elevii venind cu teme nefăcute și lecțiile învățate. Toată activitatea profesorilor clasei a fost verificată atât de directorul școlii, cât și de inspectoratul școlar Bacău, dovadă fiind notele de control numărul 11 din numa 2-2023 și 49 din 26-4-2023. Menționăm că de-a lungul timpului, elevii școlii noastre au avut și rezultate bune la examenul de evaluare națională, urmând cu succes cursurile unor colegii de prestigiu din zonă și făcând cinste atât școlii, cât și comunei Bursănești. Acești elevi au fost pregătiți de aceiași profesori care au lucrat și cu proaspeți absolvenți și îndrumați de același director de astăzi. De asemenea, subliniem faptul că profesorii noștri sunt perfecționați, având grad didactic 1 și note foarte mari la examenul de titularizare. În plus, performanțele unui profesor nu se rezolvă după rezultatele celor mai slabi copii, iar după cum bine se știe, există un trend în ultimii ani ca acei copii care provin din familii mai înstărite, fiind și mai buni la învățătură, să fie transferați la școli gimnaziale din orașele sau din Târgoviște. În școlile comune rămân mai ales elevi slabi la învățătură. Cu o măsură de prevenire a rezultatelor slabe, în urma opțiunilor elevilor, clasa 8-a, pentru anul școlar viitor, am alocat câte o oră de pregătire opțională, atât la română cât și la matematică, o oră ce va fi folosită pentru pregătirea elevilor. Dar rezultatele nu depind doar de școală, ci mai ales de dorința lor de a avea rezultate bune și de a continua și această activitate de învățare demarată în clasă. Calitatea unui cadru didactic nu se poate raporta la cel mai slab elev din clasă. Acum îmi permite să mai fac niște adăugiri la materialul care l-am mânat. Să ținem cont că absolvenții clasei 8 de anul acesta, da? au prins 2 ani de pandemie. Știm foarte bine și noi cum s-a lucrat în pandemie și toată lumea este înașteptă, pentru că copiii poate au intrat. Nu au fost supravegheați de părinți. Nu au intrat toți la deci 2 ani, nu au intrat toți la orele de curs. Cu toate că profesorul, eu personal vă spun, intram la ora mea, da? Câți erau? Din 12 puteau fi între 4 sau 5. Nu am internet, n-am putut
Iar de fapt avem diferite mijloace tehnologice prin care se verifică. Dar asta este o altă discuție. Adică mai atârnă și chestia asta cu pandemia. Ca să vă spun sincer, nu toți copiii și nu toți elevii au fost serioși și nu toți părinții s-au implicat. Știind că lecțiile nu vin la școală, nu au fost nici atât de implicați pentru copiilor ca să, domnule, ia și verificăm. Nu știu, adică problema, deci e clar și obiectiv și de, pe înțelesul tuturor. Educația o facem noi în școală, 4-5 ore cât are un copil pe zi. Deci are 4 ore, de la 1 la 12, de la 1 la 2, la orele 14 și așa mai departe. Dar, pentru că acest proces de învățământ nu se continuă acasă, părinții nu sunt interesați, așa cum am arătat și în material, sunt copii proveniți din familii dezinteresate, dezorganizate, divorțați, îmbătuși, nu avem ce să facem mai mult. Noi planul, eu vă spun sincer, eu caietul meu de asistență la ore este așa. În plus caietul note de control, ca să vedeți nu, exact la unde pe care vreau, dacă cineva dorește să citească, le pot da să le citesc, dacă nu le pot lăsa, confidențial, dacă doriți să le citeți. Să vedeți și ce a spus inspectoratul școlar, care este îndreptățit să mă întrebe pe mine ca director și eu, la rândul meu, să întreb profesor. După rezultatele la simulare, ia să vedem. Consiliul profesoral, Consiliul de administrație, iar de ce măsuri luăm. Așa cum am arătat așa. Planul remediare, discuții cu părinții, discuții cu elevii. Știți care au fost întrebarea? Chiar nu putut la simulare. La un chestionar, care l-a făcut cu elevii. Când facem și la 7-a și la 8-a, când e cam de la 7-a, noi începem să-i întrebăm, domnule, cam ce ți-ai dori pentru viitor? Exact la ori, la obiectul meu, la domenii profesionale, întreb. Am fișele care stau mărturie. Păi, doamne, director, ce vreau să devin? Vreau să devin, spuneți, electrician, vreau să devin mecanic auto, vreau să devin șofer pe tir, că se câștigă, se câștigă foarte bine, nu știu dacă se câștigă foarte bine. Dar tot ce unul dintre ei, în afară de ei. Domnule, eu vă spun care este realitate. Deci eu am mărturie fișele. Deci nu poate nimeni să mă contrazic. Adică eu vorbesc exact la obiect și exact cu un om care își întâmplă niște probleme. Deci în domeniul meu. Deci cunosc foarte bine. Și dacă se așa în direcțiune. Deci ei, credeți-mă, ei nu-și doresc mai mult. Și nici nu pot mai mult. Acum, înainte de a pleca, am luat dosar frumos cu copiii care sunt cu certificat cu handicap, ca să înțelegeți, cu CES, cu nu știu ce, ca asta să nu termina noastră. Ei sunt cu probleme de învățare. Domnul primar, doamna Gamar, așa, pot să confirme că avem cazuri, am spus, repet, nu dau bine, la Caraclău, deci care cunoaștem foarte bine, cunoaștem și familia părinții, avem cazuri și la Brătești, care sunt acolo copii cu handicap, mai sunt și la Brăsăneri, dar ei nu vor să recunoască, chiar nu la sfârșit primare. Părinții refuză să recunoască copilul are handicap. Deci am rugat eu personal, pentru că deranjează învățătoarea și altă învățătoare care pleca și domnule, copilul este cu probleme. El deranjează gore, trebuie să stea mama cu tata cu el acolo. De ce nu recunoaște? De ce e și o chestie de mândrie? Iar cei care sunt cu certificat de handicap, noi îi facem curriculum adaptat, dar ei, având curriculum adaptat, făcut de școală, ei promovează, pentru că noi ne, știți cum ne plăim la nivelul lor. Venim cu nivelul gol și atâta facem. Iar el, dacă în clasa 8-a, noi sunt acum, adică cei care sunt din clasa 6-a, că avem 2 în clasa 6-a, care sunt din Caracal. Ei doresc să meargă la evaluare și o să fac o mențiune, deci nu să-ți mai spune examen de capacitate în așa, pentru că spune evaluare națională, din 7 ani, să spun. Acum îmi permit să vă corectez. Dacă doresc în clasa 8-a să meargă la evaluare națională, la examen, eu ca director sau ca diriginte n-am pus să spun mai copilului, mai X-ule, deci eu îți interzic, sau nici măcar să-i dau o idee părintelui, e dreptul lui de a participa. Iar acolo la evaluare, vă spun, deci nu ține cont de ăla care are probleme de învățare, e dă de examen, adică examen național la nivel de țară. Iar altă problemă, sunt ani și ani, în alți ani se dau subiecte mai accesibile, iar în alți ani subiecte cu gradul mai de dificultate. Copiii care sunt foarte buni, am avut și noi copii. Și poate să-mi confirmă domnii care sunt din Caracalău, hai ca să dau un nume, care au luat 10 capacitatea pe Magdalena Andrei și hai că, da, permis, da, 10 pe toată zona, când se dădea capacitatea.
și copiii care sunt pe la Brașov, pe la București, care au făcut față. Dar și părinții s-au ținut de ei. Adică și copiii au dorit să le învăța. Eu dacă nu era tot chestionarul, spune că vrea să devii șofer cu tine, nu, stai cu șofer cu tine. Sau dacă vrei să fii, mecanic auto, e bun și mecanic auto. Mă duc mașina la reparat și trebuie să nu repare cineva. Dar poate să fiu atent și dacă repare nimic, dacă cunoaște, nu? Deci trebuie să fii atent și aici. Adică e important. Nu, nu toți fac față. Asta trebuie vreau să rețineți. Eu sunt în domeniul de atâta timp. Care ați mai lucrat cu domnul Petru, o mai lucrat, nu știu dacă acum mai sunteți în învățământ, știm foarte bine cu ce ne confruntăm. Deci educația nu face numai director. Directorul are și alte probleme. Dar eu vă spun la modul cel mai sincer că e meu de asistenție de azi dosar. În plus, asistenții pe care le facem și controlele pe care le face inspectoratul școlar, nu numai directorul, nu am mai mult, dar acum cred că n-am stat să... Deci mai mult, cred că vreo 10 inspecții de grad. Începând cu educatoarele care sunt, doamne învățătoare și profesori. Deci eu la fiecare inspecție și la fiecare așa, ca director trebuie să merg, să însoțesc pe domnul inspector sau pe doamna metodist să s-o cinez. Chiar atunci am fost și cazul când nu am obținut calificat, când a fost necesar. Cu anumite urmări, la clasă, deci exact pe punct, la punctul cu tare, cu tare, cu tare. Adică să nu aveți impresia că un director lasă domnule Cărăș. Eu vă mai spun și alte chestii, din română și matematică, aici se bate. Eu am spus și în clasa a 5-a și spun și profesorii și tot timpul bat pe chestia asta. Dom'le, tehnologia este tehnologie, da? Toți avem tablete, avem calculator, telefon performant, nu putem altfel. Dar asta nu scutește pe nimeni ca acel copil când merge acasă să ia frumos pixul, să ia hârtia și creionul să scrie, să socotească. Nu scutește pe nimeni să ia cartea, cartea să citească. Pentru că eu la lecție, dacă văd un copil nu cunoaște nici titlul lecției, ea citește. Citește greu. Păi înseamnă că tu dacă îmi citești greu, nu ai citit nimic acasă. Iar tu dacă citești greu, nu poți să te spui tu mie cu subiect și predicat și s-a discutat acolo. Eu vin și cu altă, am mulțumit domnului primar, nu știu dacă dumneavoastră așa, și pentru acele table interactive foarte bine, ne sunte total de mare ajutor. Pentru copiii mai roși cu imaginea, mai facem, mai dăm și altceva, dar să știți, aici revin iarăși. S-au băgat niște bani în școli, s-au băgat ceva. Dar bani nu s-au băgat în buzunarul directoarei sau primarul sau doamnei consilier, nu știu care, nu știu. Sunt acolo, da? Tablele sunt acolo, sunt de mare folos. Deci am mulțumit și mai mult. Sunt de mare folos, dar asta nu înseamnă că acel copil care a venit la școală și face prezențe, el să nu mai aveți acasă. Deci vă rog să înțelegeți situația, adică noi și prin profesori. Eu aproape, la toate ședințele și am spus la dirigenți, am mers la orele de dirigenție. Deci eu personal, în momentul în care avem inspecții sau cine știe la o ședință, n-am putut să ajung la altceva. Dar am transmis la începerea anului școlar și la sfârșitul anului școlar și întâlnirile ocazionale, am transmis pentru că baza este studiul individual. Profesorul de matematică, intră la oră. Copiii erau foarte liniștiți. Avea cum o scris pe tablă, în trei părți departajat, scris tot. Formula cu tare, cu tare. Intru la profesorul de română. Poate nu trebuie neapărat să anunț inspecția. Poate sunt situații care trebuie să fac și o urgență, da? Tot la fel. Tema pentru acasă. Noi verificăm, domne, titlul lecției până și la ultima verigă a lecției, care înseamnă tema pentru acasă. Și feedback-ul care se face la sfârșitul orei. Deci asta este situația. Deci noi facem în 4-5 ore cât le avem, tot ce putem. Legătura cu părinții, nu poate să spună nimeni că nu am ținut-o. Părinți care poate n-au venit, deci nu ne-au susținut. Cine să ne susțină? Că am aici anume. Copilul care e în grijă de la Caracău, care e în grijă unei mătușe și care vorba aceea nu mai spun, pentru că poate nici nu poate să vorbească când îi spun ceva. Păi și ce să spun? Sau ce să fac? Pentru că v-am mai spus și altceva. Eu fiind din Caracol și locuiesc acolo, deci am lucru că mi-a format o chestie așa, dar copiii și pe la ora 9, 10, 11, dacă eu mă duc până sus la mama, la sora lui Tiber, îi găsesc prin stație la votare, stație la votare. Am luat legătura și domnul cu polițist, domnul Teo. I-a spus și dânsului, domnule, tot mai faceți razii prin comună. Când găsiți elevi de școală, trimiteți-i acasă. Eu când îi găsesc, trimit acasă, nu mă deranjează, cu toate că nu sunt în timpul școlii.
Dar du-te acasă și citește. Profi, n-au mers acasă, au rămas repetenți, au rămas dirigenți. Adică nu putem să suprimim un om singur sau un profesor. Profesorul nostru vine de la Bacău. Profesorul care sunt pe română, pe matematică, fac naveta, zic, vine de la Bacău. Și acum știți cât se plătește și de contul unui abonament. Nu știu dacă aș fi spun așa, deci fac și ei eforturi. Fac eforturi, au fișe, au tot ce trebuie. Adică e foarte ușor, credeți-mă, e foarte ușor să aruncăm un oră în profesor. Dar m-aș mulțumit, doamne, când este cineva în domeniul meu și cunoaște situația, atunci este foarte clar. Da, doamne, nu mă sună. Unde este lipsa cadrelor? Unde este lipsa profesorului? Da, hai să rezolvăm situația. Dar așa când se aruncă și nu vreau să mai vreau, pentru și eu filmarea din trecut, nici n-am avut răbdare să văd tot, mi-am avut o impresie așa cum la ce s-a spus și la cât de răutate și la așa, pentru că oamenii nu sunt. Și am găsit de cuvință să vin totuși. Deci nu mai, adică, vă rog să-mi puneți întrebări, nu mai aruncați cu noroi în profesor. Profesorul nu poate să suplinească și educația de acasă. Pentru că părinții, eu acum am mai spus la ceva, nu știu, care dintre dumneavoastră aveți copii, mai aveți pe la școală, nu știu. De ce îi duceți în oraș? Că e mai bine acolo. La noi este situația de să se muta. Dom'le, s-au făcut eforturi mari și la Caragrău. Vreți să vă mai spun? Deci în școala Caragrău, pentru că era o personalitate juridică, asta m-a trebuit domnul de la Caragrău. 7 ani în Paragea. Nu mai aveau uși, nu mai aveau geamă, erau bălării din toate curtea școlii. În momentul în care am director pe școala Brăsănești, prima lucrare care am făcut-o, nu că sunt din Caracol, am mers frumos la inspectoratul școlar, la Consiliul Județean, împreună cu domnul primar care a fost atunci acum, cu fostul contabil, și am mers, am deschis ușa la toate organele care trebuia să ne ajute, da? Și școala care acum trebuia să fie dată în 3 ani, că așa era perfectul, s-a dat exact în jumătate de an. M-am implicat personal, pentru că copiii au plecat în Caracol, învățând într-un spațiu improvizat, eu nu aveam toate condițiile, nici babul curent, nici așa mai departe. Iar alte probleme, ca director, vă spun, eu acum știu în față, dar ca să vă amintesc, care nu știți sau care știți, nu erați consilier dumneavoastră, erați în alt timp, nu erați prins în sistemul ăsta. Școala Brătești, nu avea niciun grup sanitar în afară. Unii se duceau copiii. Prima dată când m-am dus la școala Brătești ca director, pereții de răpărați. A doua zi copiii la grădință vorbesc. A doua zi copiii i-am dat în școală. În cabinetul fostului director, Mistode. Dar eu am luat hotărârea asta. Am anunțat inspectoratul școlar. Duceți-vă și acum că tot la fel este școala. Grădința. Iar la școala Brăsănești, se mai spun și alte situații. Diploma în cap. Efectiv, unde este acum secretariatul și contabilitatea și tot, diploma în cap. Trebuia să ne mutăm dintr-o parte în alta. Grupul sanitar era afară. Da? La prima clasă, când aveam grupul sanitar, erau bani, cu parchetul, erau umblat. Prin strădania și cu acordul normal și sprijinul Consiliului Local s-au făcut aceste lucrări. Da? Și terenul de sport, o mai văd și partea aia de la albii, care este bine că acolo în conservare, adică să nu aveți impresia că un director privește numai când ăla o luat 5, o luat 4. Normal, și astea sunt în atribuțiunea unui director. Dar sunt și foarte multe chestii de rezolvat. Adică eu m-am implicat și nu spun că nu mă implic și văd lucrurile în ansamblu, pentru că ce trebuie făcut, trebuie făcut. Domnule, ești azi director, mâine poate nu mai ești, nu contează. Dar să rămână ceva. La școala care ar trebui să vede școala, indiferent și destinații va fi școală, va avea școală. Copiii sunt puțini, nu suntem noi vinovați că sunt puțini. Cine este vinovat, omul? Cine este vinovat? Suntem noi vinovați? Dacă nu le-am făcut copiii noi. Păi da, poate suntem noi vinovați că nu sunt copii și avem clasă să mă dau la care ar trebui. Chiar am fost întrebat, de ce nu sunt copii la școală? Pentru că dai că tu și maica au avut 7 copii și tu ai unul. De asta nu sunt copii la școală. Nu, dar toate cele mai sus menționate, problema cu școala, cu nevoile ce le aveau și nu au putut fi... Dom'le, ei, auziți, ei au condiții. De unul putinul, dar chiar de atunci rezolvat între lucruri... Au condiții, au și apă caldă, credeți-mă, și la Brătești, la Caragrău, apă caldă, cum spală pe față. În momentul de față, singura soluție a fi să comasăm cea mai rămas. Că n-ai rost să stea 5 copii la Caragrău, 7 la Brătești, 20 aici. Da. Trebuie împreună. Și așa e greu, simultanul ăsta. Dom'le, este greu, dar nu vă mai spun și altceva. Cine are învățat în
învață. Credeți-mă. Dar nu zic nimic. Și mi-a învățat să învață, dar bar ceva, refer dacă da, cine are de învățat, credeți-mă. Și dacă eu predau și-o la salutant, că am ori la clasă. Copilul, dacă am salutant cu a 6-a și a 8-a, îi dau de lucru. Eu vă spun, poate eu am împrezut, da, fiind și eu așa. Și la cel de-a 8-a fac cu el. Bacă totul la cel de-a 6-a. Care sunt și copii, vă spun, chiar din Caracău, că la 5-a trecut a 6-a. Foarte bun. Dacă ei ca e cu lor, răbâi, exact, poate trece unul de la oraș. Sunt și copii foarte buni, dar și părinții. În discuția cu părinții și părinții, da, doamna, asta nu e nicio făcut tema. Suntem placi, nu dau voi. Uite, scrisul frumos, nu e toată ziua mea până la sus. Și cum fiți la dar? Iar că este simultan, domnilor, credeți-mă. Una, nu suntem mai de bine ca și comunitate, că natalitatea este scăzută peste tot în țară, da? Deci nu numai de Ierusalim. Este problemă națională. Iar ei pot să învețe și la simultan. Este greu. Este greu. Adică eu, pun din punctul meu de vedere, am o altă capacitate de a gestiona lucrurile și, da, cu experiența pe care o am. Dar pentru copii, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să ne adaptăm. Iar dacă nu facem, la ce ați spus dumneavoastră, găsiți o soluție dumneavoastră. Să aduceți o soluție de la Plătești și la Caracău, că se soluționăm. În primul rând, ne trebuie spațiu la Brăsănești, da? În cât de schimbul învățăm, cât se duc un profesor în școală, ține dimineața, deci copiii din clasă din 04, să vedeți dimineața. Da? Unde avem noi atâta spață? Pe atunci și grădinița. Nu convine la care nu să fac focul la centrală, că să cheltuim atâtea de ei, pentru o grupă din grădiniță. Care e o grupă din grădiniță. Și stau la Brătești tot pentru o grupă din grădiniță. Bun. Că sunt soluții dumneavoastră, da. De ce nu se împotrivă? Doamna director, eu vă întreb aici. Da. O să, am înțeles că o să avem o clasă cu un elev în clasa 5. Nu știu pe unde e. Am înțeles un singur elev în clasa 5. O să fie clasă cu 2 elevi. Cum poți să faci? Deci clasa, stai să vă spun, nu este clasă cu 2 elevi, este clasă simultană. Dacă 2 elevi sunt în clasa 5-a, da. Și mai sunt, cât s-a apropiat cu 10-12 elevi, mai sunt 7-10 copii în clasa 7-a. Bun, și materiile diferite, cum să faci materiile din clasa 7-a cu materiile din clasa 5-a? Da, domnule, asta am explicat acum. Deci eu, cu acel copil din clasa 5-a, da. Ca să înțelegi, eu fac exact materia și planificarea care o am eu. Exact, eu locul ești meu și la unul la mine la fel. Cu clasa 7-a fac cu clasa 7-a. Deci eu jumătate de oră la tot copilului, chiar dacă e unul, copilul, dar gândiți-vă, se consideră ca și o pregătire suplimentară. Da, doamna Jeico, da. Eu nu văd domnul ce lucru. Haideți să spun o chestie. Faceți o jumătate de oră în efectiv de 7 copii din clasa, atâta e 7. Eu nu știu, dar nu este. Acolo nu există o concurență între copii. Dacă tu ai un copil în clasa 5 și ai 7 în clasa a 6, acolo nu există o concurență între ei ca să vină și el la a doua, să vreau să iau viete. Dar nu ne mai lasă, hai să te dau concurență. Eu am înțeles. Dar nu ne mai trebuie să fii concurență. Copilul și părintele trebuie să... Adică ce? Eu te să vă concurez cu X, Y, că o să iau mai mult decât el. Nu neapărat trebuie să fie, deci eu știu ce vreți să spun dumneavoastră, pentru că la oraș, într-adevăr, există concurență. Există. Acolo, mai vezi și la alt aspect, la oraș, aproape toți părinții au copii la pregătire, am cunoștințe din clasa 1. Domnule consilier, din clasa 1 îl dau la pregătire, dar ei din clasa 7-a, 8-a, când ajunge, normal că el e din 9-10. Pentru că, ce fac? Părinții investesc în copii. Domnul primar, spuneți că aveți copii, dați copii la pregătire. Hai să vedeți recunoaște. Și dată și oraș. Păi da, și dată și oraș. De ce? A fost funcționat doar pe oraș. Sunt copii. Și ai venit tot în oraș învățat. Dar eu vă văd să spun că din cauza asta și elevii, deci părinții ia decizia de a-i duce în oraș, din cauza că aici nu mai... Domnule, hai să zic, de ce? Ce nu are? Nu mai nu există o concurență între ei. Deci, acum să vă spun, ce face domnul profesor cu 6 elevi din clasă, o oră cu 6 elevi? Unul din 5 din clasă 6 sau 7 și ăla pentru unul din clasă 5. Și vă spun și o chestie. De la cheltuieli din care sunt, deci ca să întreții atâtea școli. De exemplu, anul ăsta s-a făcut cu asta, de fișarea de dilemii și sunt distribuit la toate școli. Vă dați seama la cheltuieli care sunt, eu sincer vă spun cu transport, deci plătești transport și duci tot o elev și duci în oraș. Vă spun sincer. Ți-ai pus problema dacă părintele are posibilitatea de în oraș? Păi exact. Pentru că eu las să termin de vorbim. Pentru că eu am discutat și săptămâna trecută cu părinții, cei de la Caracol.
am fost personal și am discutat cu ei. Părinții, sunt nicio formă nu stați subit la Caracol. Nu avem cu ce, nu avem ce să dăm de mâncare, dar voi să-i pun la Caracol. Cu ce să-l trimit eu la alții, îmi plătesc abonament, ți-i dau mâncare de pachet și devine un bolonaș. Că stă până vine mașina, el să face tot felul de prostii. Am și alte exemple. Așa. Da, și iar ca să-l aduce aici, să-i aduci pe toți 40 de copii de la Caracol, că ați dat sunt acum, nu? Da. Așa, 38, erau sau 40. Așa, fie, da, fie, da, fie, da, fie, da, fie, da, fie, da, obligatoriu un autobuz, sau un autocar, sau ceva asta. Microbus. Nu putem, da, nu putem cu microbus. Pune-te în problema că autocarul ăla s-a defectat, pune că s-a îmbolnăvit cu șoferul și trebuie, știi foarte bine, trebuie șoferul de categorie D, ce nu știu copiii aia. Eu ce nu am luat de domnul. Păi e ceași situație. Am dat exemplu care a fost stat în Caracol. E aceeași situație și nu este așa. Efectivul nostru, și efectivul nostru, ca și număr direct, e sub mult. Și gândește-te cu postul. Gândește-te. Vă propun și eu să faceți o listă de înscriere la urmă. Ca să nu vorbim un festival. Da, ce listă? Da, facem o listă și o domnul de la domnul viceprimar. Pentru ceea ce trebuie în ziua de astăzi este un efect care are o cauză în vechime. Eu vreau să zic o poveste. Când eram eu elev și mulți ca și mine, eram câte două clase la Vârstănești, adică 24-26 de copii în clasă, nu făcea nimeni pregătire, toată lumea venea la ore și toată lumea învăța. În situația actuală, cred că cauza importantă a fenomenului pe care trăim astăzi este depopularea, atât obiectivă cât și subiectivă. Cea obiectivă ține de plecarea și exodul tinerilor în alte locuri, iar această obiectivă ține de faptul că pe parcursul timpului, unii sau alții și-au făcut și-au luat mai puțin treaba și s-au ajuns la consecința din ziua de astăzi. Adică copiii oamenilor din Bârsănești au plecat la Orești, la Târg, s-au tot plecat pentru că a considerat sau a văzut că cineva nu și-a făcut treaba chiar cum trebuie. Chiar dacă dumneavoastră spuneți că acum sunt situații când profesorul își fac treaba, dar ceva s-a întâmplat în vechime, și poate continuă și acum, când cineva nu știu tot așa cum trebuie treaba aceea, și atunci părintele, eu, domnul primar, consilierul X, nenea Pădincă, nenea Ghiță și alții ca noi, au zis, frate, vreau ca al meu copil să aibă ceea ce îi trebuie. Pentru că profesorul este modelatorul omului. Pornind de la învățător, educator, profesor și ceilalți care merg pe fiecare ciclu. Când tu nu modelezi material pe care îl primești așa cum trebuie, el ajunge în faza aceea pe care vreau să-i spuneți. Nu știu să citească. Păi sunt vinovat, eu consilier sau viceprimar, că acel copil care este acum în casa 8-a nu știe să citească, doamna director. Nu este vina mea, este celul care nu l-a modelat cum trebuie, plecând de la ciclul inițial și până la ciclul final. Ați spus că nu aveți nicio obligație față de consiliul local. Mi se pare, nu chiar dezbat. Puțin ca mediere. Pentru că vreau să vă spun două lucruri. Noi am trecut, am luat în hotel de consiliu, două elemente esențiale. Finanțarea unui program de dotare a școlii. Am băgat 110.000 în laptopuri, tablete interactive, pui de proiectoare. Am considerat că este necesar și la toată pandemie ca noi, copiii de aici, să beneficieze de lucruri pe care multe școli din oraș nu l-au. Să fim obiectivi și să vedem lucrurile în forma în care ele sunt. Este o chestie reală pe care noi am vrut să o eliminăm. Acum avem încă un program de finanțare, prin măsura electrică, sau ce 15, de finanțare a același lucru. Deci noi vrem ca acești copii care stai cum este, așa cum se din, poate mai puțin perceptiv sau mai puțin dispuși să învețe, să fie moderați cum trebuie, de la prima fază și până la ultima. Pentru că ne dorim ca acei copii care au plecat să poată reveni și să zică, uite, la Vârstănești am o condiție umană de învățare, adică am o școală bună, cu tot ce trebuie, cu căldură, cu spații, cu spații care sunt bine întreținute, cu dotări pe care nu le am în alte locuri, iar profesorul de acolo își face treaba. A devenit o modă, eu n-am nimic cu nimeni. Ca profesorul să te primească la pregătire și nu la ora. Adică la ora trebuie să faci treaba ca și profesor, așa cum eu și ciorem de tine, și mecanicul, și toți ceilalți își fac treaba. Acolo unde sunt, fiecare se face treaba așa cum trebuie, pentru ca ceea ce este lumea noastră să fie un lucru viabil și de bună calitate. Asta este ceea ce am vrut să aduc în vedere și lucruri pe care cred că ar trebui să le aibă în vedere. Atât cei înaintea de noastră, pentru că am avut discuții de genul ăsta în Consiliu, când era director doamna Sabin, și doar că s-a supărat doamna, pentru că atunci, dintr-un număr de, nu știu câți copii erau, 7-20 sau câți erau parcurs, clasă doar 3. Era un lucru care pe mine m-a indignat, pentru că eu știam că din generația mea și din generația din mine au fost N
număr de, de oameni care au devenit cu adevărat stâlpi de calitate ai societății noastre. Au fost terminat licee bune, au terminat facultăți, sunt oameni de performanță care fac cinste comunității. Și nu vrem ca să nu se spună că, uite, la Bursărești, pentru că după rezultatul de capacitate, tot timpul, de la Bursărești, e dezastru. Când toată lumea a văzut ce s-a întâmplat acolo, a fost o bulă neagră pentru comunitatea asta și pentru dumneavoastră și pentru noi. Pentru că nu ar să fiți. Suferă și comunitatea, și ieși primarul, și ieși viceprimarul, și tot ce mișcă se văd, dar ce se întâmplă acolo, de ce totuși a fost așa și nu altfel. Deci este o chestie obiectivă pe care noi suntem obligați pentru ce o vedere și dumneavoastră să țineți cont sau nu de ea. Dar eu cred că bine ar fi să țineți cont de faptul că ar trebui să ajungem la niște, la o concluzie finală de bună calitate, adică oamenii care ies de la școala noastră să fie niște copii care sunt la performanță și care să ajungă acolo unde au ajuns și alții înainte. Vă mulțumesc! Da. Doamna... Ce pot să spun? Nu am copii la școală, nu mă bag prea mult în chestia asta. Într-adevăr, cunosc situația că sunt elevi, exact cum a spus doamna directoare, care nu știu nici măcar câți ani au. Chiar stau pe Valoarea acolo. Acolo nu știu dacă este de vină profesorul. Eu zic că sunt chiar cei 7 ani de acasă, dar sunt părinții de așa natură. Din punctul ăsta de vedere am terminat cu elevii, nu mă bag la profesori, cât eu am fost elev la școala Caraclău, am făcut un liceu la Bacău, dar în momentul în care ne duceam la școală, profesorii, și aici ar vrea să intervin doamna directoare, un pic ținuta, un pic educația, alucătii, nu au niciun fel de control, nu știi care este elev, care este profesor. Și chestia asta este în general și la onești, nu mai la Caraclău. Nu, nu. Ar trebui impus o ținută de... Doamna Găvar, din moment ce nu se impune o uniformă, o ținută obligatorie, da. Eu am încercat, să știți, domnule, cu ținuta, cum știu și... Adică am avut ținuta să vii la școală oricum. O uniformă. Dar nu sunt obligați. Nu sunt obligați să-și facă toată lumea. Eu am mai încercat chestia asta prin oameni învățătoare, prin dirigenți, la ședințe cu părinții, nu se dorește. Da. Nici în oraș nu sunt cu uniformă, poate mai sunt la alții. Sunt, sunt. Eu iau decizii. Da, dar sunt chestii care nu le pot forța nici cu, nu le pot forța nici cu părinții și nici cu iunii. Adică, domnule, până la urmă, e opțiunea. Este opțiunea părinții de a duce copilul. Eu sunt conștient. Okay, mulțumesc. Da. Și am mai venit de la mamele tinere o întrebare. De ce nu se pun cadre didactice, mă refer la grădiniță, tinere? Pentru că un copil când este mic, deja mie îmi spune că ești babă, nu? Un tânăr educa altfel un copil. Are răbdare. Are răbdare mai multă. Copilul îl iubește mai mult pe acel cadru didactic. Zice, asociază ca și cum ar fi mama lui. Din punctul ăsta de vedere, am primit multe, multe... Da, eu știu de mine problema asta. Știți ce? Cunosc foarte bine și unii a venit și reclamația, adică am... Da, eu am spus că sunt noi. Da, deci ca să știți că posturile în învățământ, la școală, numai la școala Bursănești, le dirigează. Inspectoratul școlar. Eu, ca director, nu pot să spun, nu-mi trimite, dacă mă mai încâncare. Nu-mi trimite postul. Ieri m-a spus la cineva că vine cu postul, au plecat 3 educatoare, da? La Brătești, la Caraclău și la Bursănești. Deci posturile sunt libere. Ei au participat la concurs, au participat la titularizare și la repartiție. Am primit deja un telefon, cineva din Bacău, o doamnă, care spune că vrea să vină la Bursărești pe postul de educatoare. Atât telefon. Doamnă, să vin cu dosarul. Dar să știți că eu, dacă găsesc post în Bacău sau pe lângă Bacău, cum mi-a spus că din Lidie și undeva, să știți că eu plec din Bursărești. Dar pentru ca să fiu titular, am luat la Bursărești ca să fiu titular undeva. Dar ei vin și plec. În momentul în care eu ca unitate, ascultați-mă un pic ca să înțelegeți cum așa, în momentul eu ca unitate am rămas fără post, fără om pe catedră, peste postul respectiv, atunci inspectoratul școlar, pe baza celor care merg, că e pensionar, ceea ce spuneți dumneavoastră, că e suplinitor, dar acum suplinitor, să știți, nu mai e suplinitor necalificat, suplinitor calificat, nu, așa, nu prea am mai avut. Trimite pe cineva pe post, pentru că eu, Cristian, sunt. Sau trimit adresă. Aveți nevoie. Așa, că am nevoie, nu am la Caraclău, am pe post. Atunci, doamnă, ia să trimitem noi. Și domnul, cine ar fi dispus? Păi până să ocupă postul, de exemplu, la Caraclău, vine vreo 3 persoane. Sau la Brătești tot la fel. Deci nu depinde de director. Când vreau eu să primesc
mai aproape de casă. Dacă obțin examenul, obțin titularizarea pe Brâsănești. Uitați, acum am fete foarte bune care au plecat de la Grădiniță și de la Brătești și de la Brâsănești și de la Caraclub. Care au luat examenul de titularizare cu 950, 980. Au plecat deja. Deci m-au anunțat că au plecat. Indiferent de lucru, au găsit post exact în Bacău. Când erau de educator și învățător, au fost postul mai bine decât la celelalte discipline. Deja m-au anunțat, doamne, postul este liber. Bine, eu aștept acum pentru că la Bacău s-a deblocat postul și aștept acum telefonul. Sunt pe fix, sunt pe mobil, pe mobil. De regulă sunt, că sunt de comunicații cu întotdeauna. Mă prețin la dumneavoastră. Dar să știți, condiția a fost. Deci acum am văzut doamna Algăman, cine a mai făcut chestii de astea mai mic? Că știu foarte bine, o să discutăm așa. Asta este filiera. Întrebați, domnule, de ce întrebați, întrebați? Pentru că noi, adică n-au venit persoane, nu știu ce vreți să spuneți, n-au venit persoane care să fie necalificate să nu-și facă treaba. Poate, vă spun la modul cel mai sincer, poate au experiență și poate făcut mai mult decât un începător. Dar trebuie să vină și ăla să învețe. Pentru că și ăla trebuie să învețe, chiar dacă în primul an de activitate. Noi trebuie să-l aducem să-l consiliem. Dom'le, intru la inspecție la o clasă. Fie că e educator, fie că e intervățător sau fie că e profesor. Tu ca, deci am fost cu inspector, nu cât direct cu inspector, inspector și metodici. La clasă, deci vezi exact și dacă a făcut un obiectul. Pe tablă ce a scris sau cum s-a exprimat, adică să n-aveți impresia că profesorul sau directorul, da, a venit, mi-am făcut treaba, gata, mi-am pus în mapă, am plecat acasă. Nu, nu chiar atât de simplu. Deci eu vă spun ca om care lucrează în domeniu și știu cu ce ne confruntăm. Noi nu suntem undeva să facem, să fac o schimb, să fac o piesă, am avut-o, am modelat-o, am trecuit-o și am mai făcut acolo. Oameni care, până la urmă, atâta este capacitatea. Și v-am spus și repet, sunt copii și avem și în ziua de astăzi, dacă sunteți interesați și poate chiar mai ajutat și copiii care au rămas orfani, nu știu dacă pot să bloca certificat, cu copii de la Bădești, care au făcut așa, dacă le-ați dat ajutor copii, orfani de altri părinți. Sunt copii care, bun, trebuie ajutați. Și financiar trebuie ajutați, să știți. Adică nu aruncăm cât profetul să-și facă, să-și facă, domnul vice. Chiar nu să spune sau să faci așa, ci, adică, ce văd aveți dumneavoastră prin care să spuneți că profesorul să-și facă treaba? Într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate și aveți dreptate. La ce vă mai referiți? Au fost și alți profesori din română, mai știi, foarte bine. Dar, până la domnule, că au obținut copiii, au obținut unul din mai buni. Profesorul ce-a făcut? Am intrat la doamna X la clasă, am intrat, băi, spune așa, sunt cu ei și toată ziua, când e rău, când nu știu ce, când e concediu medical. Păi ia să văd, am adus profesorul de la Onești, până la urmă, când copilul ăla trebuia să-și termină materia mai ales la română. E română, spuneți dumneavoastră, cred, asta v-a referit mai trebuia să deci eu am căutat, am căutat soluții ca să ajung totuși la un, la un rezultat și la un sfârșit cu această materie. Nu am lăsat-o din zbele, știi? Dacă X are concediu medical, gata, nu mă interesează. El a rămas cu materia nesoluționată. Adică sunt multe probleme care eu cred că prin ce scoate destul de bine și la experiența pe care o am, nu trebuie, adică că nu aruncăm cu noroi, aruncăm în director. Da, aruncăm director, aruncăm profesor. Ce nu știe profesor? Sau cine? V-am spus, am la oră. Am văzut exact cum se lucrează. Văd tehnica de nou, văd și feedback-ul care îl primesc de acasă. Eu văd obiectul meu care îl primesc la copilul de acasă. Dar sunt conștient, da, ia să fie frumos. Mai sunt eu de vină director sau profesor? Lasă profesor. Dar mai sunt eu de vină că el a venit cu lecția. Când aș fac cu tema. Domnul Vici, dumneavoastră aveți doi copii, i-ați apărut aici, i-ați dus în oraș, nu știu exact care, care a fost evoluția copiilor. Dar credeți că ați gestionat situația copiilor? Domnul primar, gestionați situația copiilor? Doamna director, da. Ce credeți că ar trebui făcut ca să fie o situație? Pe viitor. Da, nu știu ce până am ușor. Pe viitor. Mai trebuie, un microbus a gestionat ceva. Pentru că o să vadă la ședințe și o să vadă și părinții. Dați-le un sfat. Doamne, noi le facem, să fie clar, noi le facem treaba ca profesor. Eu spun ca profesor, ca director de altceva. Da, eu am venit, m-am prezentat, ți-am dat plan remedial, ți-am făcut fișii, ți-am făcut aia, ți-am făcut aia de moment pentru acasă. Feedback-ul unde este? Feedback-ul să fie și din partea părinților. Părinții să le iau acasă, să mă cu ce temă mergi la școală. Adică nu aruncați, e foarte ușor de aruncat. Nu e aruncare. Dom'le, dar
Păi, domnule, ce planul? Deci, pregătirea în afară de orele de curs, înțelegeți? În afară de orele de curs, ce puteți spune? În afară de pregătire, în afară de consilier, că avem și consilier școlar, care nu rezultate să mai multe trebuie, din suportare. Dar am avut și noi, poate n-am ieșit așa în evidență cu anumite chestii. Că am mai fost nici așa, dar nu am fost din genul să publicăm sau rezolvăm pe loc, da? Deci sunt metode, adică în momentul în care noi ne facem treaba, copiii să înțeleagă că trebuie să învețe mai mult și părintele să se implice. Părintele să se implice, dar în momentul în care, doamna domnule, sunteți conștiente că dacă mergeți la deal la bani, vedeți cu plastic, nu știu ce e mie. Tu eu acum, ce din direct? Tot direct unde vine, da? Nu. Lăsați-mi cum de treaba, dacă nu e, adică nu am mâncat totul pe director. Da. Că simultan, este adevărat, e simultan, da? Dar nu e din vina noastră, nu e singura comună și că este simultan, sunt cunoști alte școli. Și la simultan, vă spun și repet, se poate așa interpreta sau acum în oraș, unii sunt copii, unii sunt clase de 30 de copii, 25-30. Când poate profesorul respectiv să asculte fiecare. Eu dacă am 12 copii, da, la simultan am 6 sau 2 clase cum am, deci prin numai pe ele închisez. Deci poți să fii și așa să nu vezi din clasă de ția. Păi da, dar notele ar trebui să arate și... Dom'le, notele ar trebui, eu am explicat și asta. Deci copiii aceștia care au rămas și care au rezultate slabe și noi am fost monitorizați, au în fiecare an 5 și 6. Sunt la nimică. Și au... 6 note de trecere. 5 note de trecere. Așa. Corjenți și anul ăsta am avut corjenți. Anul ăsta corjenți, că au venit cum au venit. Măcar dați-l la nivelul lor. Asta zic. Cei care sunt la 8-a, tot așa va fi la... Domnul primar, au rămas doar copii handicapați, doar copii fără aparținători, ca să nu specific exact în ce e expus doamna... Da, uitați-le, este aici, exact. Este expus, nu făcut în public, deci nu... N-a făcut public. Nu, n-a făcut. Nu contează. Deci, să știi, cu nume și prenume. Deci toți sunt handicapați și fără aparținători. Ce a făcut școala, ce ambiție au avut profesorii ca acei copii cu probleme sau fără aparținători să... Îi ridici un pic din umbră, să-i scoată din ambientul în care trăiesc. Bă, frate, ai venit la școală, nu? Ai venit fără teme. Bun. Hai să dăm temele astea, să dăm ce avem de predat la o parte și să facem împreună temele respective. S-a făcut așa ceva? Sunt foarte sigur că nu s-a făcut. Degeaba mă contraziceți. Și pot să vă dau și dovezi, câte vreți. Nu vă pasă nimănui, copilul a venit la școală, bă, ce-ai făcut de bani, stai jos 3, stai jos 5, am trecut anul, rezultatele s-au văzut la evaluare, ca în fiecare an când a venit și ne-a prezentat situația, putem căuta istoricul registrărilor de urmă și o să vedeți că ați venit cu aceeași poveste, cu handicapați și fără aparținători. Nu ați venit niciodată, să la al doilea mandat și... Al doilea mandat care se apropie de final. Nu ați venit niciodată în timpul anului la o ședință de Consiliul Local să vă expuneți problemele. Bă, oameni buni, stimați cetățeni, stimați consilieri, primar, viceprimar, mă întâmpin problemele astea. Cum le putem rezolva? Din expunerea dumneavoastră motive de la începutul ședinței, ne-ați dat imediat de înțeles că va chema cineva la judecată aici.
Nu, ați înțeles greșit. Școala nu se subordonează Consiliul Local, dar între cele două instituții trebuie să fie o colaborare nu bună. Foarte bună trebuie să fie. Și să ne fie aduși nouă la cunoștință această situație, nu după ce ajungem în fața faptului primul. Să găsim justificări de ce nu. Haideți, eu vă întreb altul. În urma rezultatelor de anul ăsta, ce măsuri veți întreprinde dumneavoastră în 9 ani școlar pentru a evita această situație? Domnul consilier, le-am spus și repet, măsurile sunt planuri remediale. Ce înseamnă plan remedial? De a redresa situația. Adică înseamnă fișe de lucru, pregătire suplimentară, ce poți face altceva? La copil acasă nu poți să te duci. În primul rând, implicarea cu părinții, da? Pregătire suplimentară cu copilul, fișe individuale și susținere din partea familiilor. Susținere din partea familiilor. Adică ei nu sunt controlați acasă, credeți-mă. Nu, acum să nu credeți că nu mai fi părinți. Poate și mai sunt probleme, da? Dar nu este corect ceea ce din dumneavoastră și cum mi-ai spus situația, că din ce am spus, nu știu, și eu n-am, nici nu cer. Și dacă ar fi o problemă cu un profesor, adică nu, domnule, s-o acopăr. Poate m-am pus și eu, și ca manager. Am venit probleme pe care nu am rezolvat în mers, da? Am venit probleme cu profesorul, da? Asta se rezolvă, sunt probleme interne, se rezolvă. Dar mai mult de atât, dumneavoastră, asta vreți să știți. Pentru anul viitor și putem face. Vă rog la un consilier, vă chiar, Ani sau cum vă chiar, așa. Veniți dacă aveți calitate. Veniți în sistemul de învățământ și atunci rezolvă problema. Ia vedem dacă veniți dumneavoastră. Veniți la ora de matematică, veniți la ora de română și atunci mergeți domnule la inspectoratul școlar și luați-vă post la școală. Și să vedem noi cum ne redresăm situația cu domnul consilier. Dacă tot bateți atunci, bă, dacă aveți calitate, veniți domnule, veniți cu postul de profesor. Puteți să veniți pe postul de director. Să înțeleg că astea măsurile pe care le propuneți pe următorul an școlar. Dar să vin eu în învățământ? Nu, domnule! Eu sunt un economist amărât acolo, care își vede lipătă de scălul. Nu mă interesează, așa. Dar eu v-am spus clar. A spus care sunt măsurile pe care le-am interpris. Nu, care sunt măsurile pe care le-am vedut 9 ani școlar pentru a evita situația respectivă. Deci am spus clar. Deși nu se înțelege. Nu se înțelege și plan remediat. Nu se înțelege și fișe individual. Nu vedea rezultate. Dar nu, adică nu ne-am înțeles că vedem rezultat. Da, aceeași obi situația. Domnule, eu am mai spus situația reală, care vorbim pe hârtie, nu vorbim, eu nu vorbesc cu nimeni, nu am făcut pe nimeni, dar nu ca la da. Păi, doamna director, mai există cineva care vrea să prezinte o întrebare, domnule director? Da, eu nu m-am lăsat. Nu prea pe nimeni. Nu vreau să apăr pe nimeni, deci trebuie să vedem realitatea. S-a spus problema părinților. Într-adevăr, este problema părinților. La copiii, la ora 12, mă duc după soției la 12 la autobuz, e fugul acolo în stația de copii. Păi, ce căutați la ora asta? Stăm cu fetele. Copii de școală. Părinții aia, ce fac părinții aia? Nu te întreb la ora 12 unui copilul tău. Bă, s-a pregătit pentru mama școală. S-a pregătit, nu s-a pregătit. Dăm un profesor. Nu văd logic să dăm un profesor. Profesorul își face datoria, eu așa cred. Pentru că particip cu domnul primar la ședință de Consiliul de Administrație. Și vedem. Și ne așteaptă la altă situație, pentru că sunt aceiași copii. Repet, mai repede. Mai repede. Ce? Am discutat problema asta, ce se face? Mai repede. La anul sunt numai care știu eu. Deci, repede, ce care au rămas acum, pentru că au fost 13, doamna a zis numai de 12, a fost 13 și unul a rămas de prieteni, pe care vine la anul din nou. Plus, alte două persoane care s-au filmat, s-au prezentat pe internet cu nu știu câte fel de probleme. Sunt probleme, ceea ce spune și doamna rectoră, cu adicat, noi cunoaștem foarte bine, așa sunt. Nu știe nici cum îi cheamă. Îți certificat așa. Deci au certificat de orientare. Nu știe cum îi cheamă la mine. Nu trebuie să te analizezi nimeni, eu am spus realitatea, am fost curat. Eu am spus realitatea, am dosat de ce mi dorești să nu se privadă. Eu sunt de acord. Eu sunt de acord ceea ce spune asta. Ei ar trebui făcut o adresă. Ar trebui făcut adresă, s-au pus la bacă o măsă. La școală specială. Ei nu sunt din învățământ din masă. Noi, ca învățământ din masă, sunt primești. Eu, dacă dorești să vin acolo,
Domnul care curriculum a adaptat? El cu învățământ, cu CESU, cu gradul ăsta de handicap. Profesorul face la nivelul lui. În clasa 8-a, cu riscul mărește, în clasa 8-a el dorește să meargă la evaluare națională. Eu n-am pus să spun, sau dirigent, sau profesor. Deci n-ai de pus. El pierde, el dă faia albă. El dă faia albă. Nu te puntează din noi, dacă mai merg 2, 3, cu CESU. Cu ce sunt cu gradul? Și mai sunt care sunt foarte slabi, care părinții nu te dă, deci nu recunosc ca un deci nu, deci nu vor să scoată un gen. Mai primești și ei, m-am primit ce pe Păi nu poți să ții că ai un grad de handicap, îi ții într-o clasă unde îi învață alt 5-6 ani. Părerea mea este să vezi clasă de prof. Părinții îți trebuie. Domnul Maxon, că e ca nu te poți să-ți scoți afară. Nu te scoți afară. Făcut o altă clasă. Eu nu știu, trebuie făcut ceva. Dar trebuie să-ți dă-ți minți pierd. Dar nu, domnule, eu de asta spun că nu poți să-ți scoți afară. A devenit ca un grad de handicap de prof. Părerea mea, vă întrerup, îmi cer scuze. Problema mea, părerea mea este singura problemă în toată tărășunea asta, e de comunicare. De comunicare. Că dacă, înaintea unui evaluări, înaintea unui... Ar fi fost făcute publice anumite lucruri, bă, oameni buni. Vine doamna la ședință, bă, sigur aș fi eu. Întâmpin problemele astea, public. Sau audă și X, și Y. Să cunoască exact situația din teren. Pentru că noi ținem supreși, ne gândim că poate dă Dumnezeu și-a scăpat și anul ăsta. Dar lumea, neștiind problemele cu care se confruntă școala, școala la momentul ăsta, ce zice, bă, da, primarul nu vrea, viceprimarul nu-l doare capul, consiliul local stă acolo și-a banii, pleacă acasă, nu-l doare capul nici atât. Nu, nu vede niciunul eforturile care s-au depus în spate pentru a aduce pe drumul bun câtuși decât anumite lucruri. Doamna director, nu-i suport doar cu Consiliul Local, nici primărie. Și nu crede cuvință să vină să zic, bă, oameni buni, am și eu nevoie de mână de ajutor. Pentru că reprezentați comunitatea respectivă, nu? Da. Că dânsa, într-adevăr, are probleme. Dar singura problema ei e de comunicare. Atât. Nu, consilier, numai un pic. Lăsați-vă chiar vreau să vă duc mai în bun cu discuția. Dar cum să o înțeles? Faptul că eu am mers la fiecare, aproape la fiecare ședință cu părinții și am rugat părinții, sunt probleme, contactați-mă. Sunt găsit, până la urmă sunt găsit și acasă dacă e o problemă urgentă. Unde este comunicarea? Am fost cu poliția, eu am fost la X, la Y, la poartă. Eu personal am fost cu domnul Paisa, la copii care nu trebuie este comunicare. Sau unde? Dar nu am mai nimic. Deci am fost, dar am făcut adresă, pentru că până la urmă nu trebuie să-i justifici, măi, director sau cine ești tu. Ai luat măsuri cu Bondrea, cu care știți, că am dat și noi. Păi eu am luat măsuri când vedeți, nu, deci nu am stat pasiv, nu se spune, ce comunicare? Ce să spun la comunicare? Că ăla cu GPD-ul și nu vrea să vină la școală? Sau mai spun și alt aspect, vedeți că nu se vede. Păi de-aia astea probleme, nu, veniți să spuneți, că sunt și bolovani, terminați să spuneți astăzi. Stați să vă spun, stați să vă spun. Păi nu, dar eu știu. Domnule, așteptați să vă spun la ce a spus dumneavoastră, că se face public. Păi, domnul consilier, dumneavoastră nu știți că nu se face public nimic, dar pentru că eu nu am voie nici la rezultatele de simulare, la evaluare națională, ascultați ce spun, să spun notele public. Dacă sunt 12 copii că au luat 2, 3, 4, nu am voie. Eu trebuie să vorbesc, eu ca director sau dirigente, vorbesc individual cu părintele. Copilul acela nu trebuie să simte el deranjat. Da, față de alt copil și părintele, dacă vrea, eu ca director mă duc și îi apuc pe toți, cum spuneți dumneavoastră să fac public, stai domnule, doamne, dar nu-i director, să mă denigrezi în fața clasei. Nu avem voie. Deci el a pus un bacul, nu are voie, domnul primar. Poate la Onești, nu știu cum s-a procedat acolo, dar se ia individual. Dirigintele a luat pe fiecare părinte individual și i-a explicat. Asta este situația. Dacă doriți să vă spun, nu îi spuneți mai așa. N-ai cum să faci public, să pui toate rezultatele sau să-i pun, să-i vadă tot așa, să-i pun măsuri. Nu va cer nimeni.
părinților. Uite, camera asta o urmărește atâta lume în comuna asta. Avem probleme cu elevii care stau în stația de autobuz până la 12 noapte. Avem probleme cu copiii care au sunat la ulița celor 7 ani zi, în timpul orilor, pentru că știm foarte, foarte bine cum sunt tratate profesorii din timpul orilor. Nu știu dacă am avut probleme, cum s-au mai văzut pe la televizor, nu au venit nici timpul să vedea cu ce s-au întâmplat. Până la urmă, copiii sunt copii. Și îi mai nu și la nivelul care sunt. Nu, acum dăm cu bata, cu o zi seara, sau eu m-am coborât din mașină și nu încerc să o copil care e așa. Asta e, până la urmă, și nu am fost copii, și nu am fost elevi, și studenți, și poate am mai greșit și noi. Am mai plecat de la oră, am mai... Deci astea sunt... Deci nu mai... Adică nu facem un drag în tot ce știți. Adică dumneavoastră, ce vreți acum? Sau ce doriți dumneavoastră, domnul consilier? Ca eu director, pot să fii și altcineva director, da? Să fii, ce să spun? Să mă expun în fața dumneavoastră, să mă jeruiesc copilul ăla cu părintele cu tare din Caraclău sau din Plătești, nu are grijă copilului. Eu am făcut să știi foarte bine și domnul polițist că a fost aduse probleme la cunoștință. Că până la urmă văd că dumneavoastră tot acolo vreți să ajungeți. Și vă mai repet, profesorii care sunt în Brâsăre, sunt toți cu note la titularizare, peste 9, sunt profesori care, domne, poate nu toți au același fac. Că este adevărat, da? Dar asta nu scutește pe elevi să mergi acasă și fii părinții să ai grijă lor. Adică nu am mâncat cu noroi, cu ea așa, până la urmă ce vine bine? Că nu comun eu. Ce nu comun? Dacă n-am mai comunicat eu, înseamnă că pare foarte rău. Nu ați comunicat dumneavoastră cu mine. Veniți dumneavoastră, o să, așa, veniți dumneavoastră, uite, unul de zile, veniți în școală. Veniți domnul consilier, vă fac invitația de pe acum. Dacă tot vreți să ne evaluați dumneavoastră, dar să aveți și competența să ne evaluați. Și cu asta am terminat. Dacă mai aveți ceva de zis. Da, mulțumim, eu vreau să vă adresez. Dacă cineva vrea să ne evalueze, să vă spun rapportul cel mai sincer. Cine este interesat să ne evalueze ca director și ca profesor, da? Este inspectorul la școală. Faptul că dumneavoastră poate n-ați înțeles bine, noi avem o situație sau așa de colaborare. Asta nu înseamnă că director sau școală vă subestimează. Mulțumim încă o dată pentru tot ajutorul care l-ați dat și pentru tot rând pe care l-ați făcut, dar să înțelegeți exact situația care este în teren. Și veniți, cine dorește, domnul vice, domnul consilier, veniți domnule la școală. Domnul X, Y, cum vă numiți fiecare. Veniți și atunci nu vă opri nimeni să veniți la școală. Iar pe aia altă propunere. Păi da, veniți la școală. Pe cei care aveți copii, da. Dați un exemplu, fiți un exemplu și lăsați copiii în comună. Și atunci nu mai vedeți și situația nu mai ridicăm copiii, ducem la și nu dăm și procentul din promovita. Adică toate că avem un exemplu. Hai să exemplu. Dacă aduceți în gata, care mai avem, doamnă? Așa. De puțin de păi nu ia mai, că sunt mari, că sunt durați. Păi dacă aveți nepostul. Nepostul. Nu așteptăm. Vreau să vă întreb, aveți în vedere în viitor pentru o comasare a școlilor, precum a făcut Helegiu? Dom'le, deci nu este nimic bătut în cuie pentru comasare. Dom'le, dar să găsim de o noapță noi, să găsim și soluțiile benefice pentru copii, în primul rând. Asta vreau să vă spun, că dumneavoastră ar trebui să vă faceți un cap. Exact problema care e acum la grădiniță, nu? Când nu sunt educatori. Sau... V-ați spus, domnule șterger, nu te vedem dreptul. Deci cum fac eu ca drag? Eu știu, da. Dar dumneavoastră ați primit un telefon, a spus că doamna respectivă deja a și avertizat că dacă vă să vină și o să pleci. Dar eu acum nu înțeleg, în tot ciclul ăsta de învățământ, un an de zi, nu? Ăla nu prietul poate să fie detașat la Buzăneri și o să plece cu... Ba da, după doamna de zi. Domnul Sofă, de ce nu înțeleg? Veniți la școală cu zi, chiar că îi vin personal. Veniți la școală cu zi, dumneavoastră. Și să vă arăt exact dosarul cu cadrul care au venit. Deci am întrebat care au venit și care au plecat la muncii. Da, domnule. Au luat asta să spun. Au luat definitiv atul și au plecat în postul urmatul. Au postul urmatul. Din prima trasă. Păi, dar ce să faci urmatul? Asta e ce să spun. Dar mi se pare normal. Ia să vă spun. Ia să vă spun. Ia să vă spun. Deci, am urmă un pic, nu lăsați un sunt. Iar doamnele pe care au plecat, au dat domiciliul urmatul. Este normal că este bun acasă. Dar eu... Eu sunt de acord cu treaba asta, dar problema este că oriunde te duci și te angajezi, oricum, când îți dai decizia, îți pui un tip de zile la dispoziție. Dar acum, bun, 15 zile, cum îți pot da cu dar învățământul nu mă scoate, dar nu poți să, acum, că ai nevoie să te angajezi în septembrie, când se începe anul școlar, și tu în decembrie mă lași o grădină
credința doară. Când vrei să credi. Aici nu mi se pare. De ce nu faci? Credeți-mă. Eu știu, dar aici, eu sunt, dar puteam spunea că să faci o adresă către Bacău la, cum îi zice, la inspectoratul școlar și vrei spus chestia asta. Dom'le, eu accept angajatul respectiv, educatorul respectiv, dar cu condiția asta. Eu nu mi se de ce faci după ce credeți cu copiii. Păi, acum ce zic? Să dea un supinitor de rezervă, ceva. Bă, domnul Maxonove, credeți-mă, este dreptul fiecăruia de a se detașa. Este dreptul lui de a se detașa. Eu sunt un comun la Bruxelles, da? Și cu ce referat pleacă respectivul educator sau profesor, dacă el stă trei luni și cu nu cred, nu am zis. Bun, presupun cum a spunea asta, dar deja ei m-au amenințat cu domnule. Nu m-au amenințat, domnule, ei au spus și vă spun și de experiența, deci nu-i vorba de amenințare, una e amenințare și una a fului. Deci una e o amenințare mai mult. Eu am luat postul la Bruxelles, în momentul în care găsesc post în Bacău, voi pleca. Da, dar asta vă poate să zic. Și vă domnule. Și nu începe privat, nu începe. Păi nu, dar trebuie să vă arăt digital. Nu începe, au fost capul, au început anul, a stat în septembrie toată și la 1 octombrie m-a trebuit să vă arăt candidată. La învățător, la educator. Este o excepție și nu o regulă. S-au discutat cu cineva, un profesor, care l-a dat numai la Arăș, din zona, numai la Arăș. O zis că el, când o tras din mine așa, nu eu mai cam, o zis o luni de zile și nu eu mai cam. Dar nu știu care de care de nu, îți dă transportul, îți dă sub valoarea unui abonament. Tu să știi clar că la privată ei trebuie să vină zi la scoală, da? Deci de la Bacău sunt 55 de kilometri de timp bun să fie care la scoală. Dar inspectoratul școlar a dat profesorii mult mai multe condiții. Zic, inspectoratul școlar din 5 zile de la doamnă, mai mult sunt cuci decât exact. S-a zis. În teorie, mai degrabă a dispărea. O ajută pe nimic. Da, păi asta spune. Păi, doar ca să mănânce bani din banul public. Păi, tocmai de asta spun. Băi, ori face o comasare ca să fii sigur. Atunci, grădinița la Bărțănești. Duci pe lasă 1-4 la care acum să spune la un dat. Ceva am trebuit făcut în cazul. Educatoarea care a făcut acum 2 ani de zile, de fapt, a fost în prea ta. Când ești prea ta să știi, ele pot să substituie, nu mai trebuie, dar nu trebuie. Dar nu trebuia să spui ceva în loc? Da, asta trebuia tot de la Bacău. Deci cine a făcut Bacău, o să merge frumos cu dosarul și vreau să ocup post la Pisănec sau la Alamne sau la Vulac, la Alamne, la Vulac. Deci merg cu dosarul, nu când vrea directul sau nu vrea directul. Nu-i vorba de asta, e vorba să... Nu, dar adică să înțelegeți care este sistemul. Deci sistemul este acesta, deci inspectoratul școlar face toată încadrarea, noi primim cadre, când îi părăsesc sau când rămân, e foarte bine, dar fiecare are dreptul de a se detașa cu alte cuvinte. Corect. Fiecare are dreptul de a se detașa. Cu ce devine? Cu ce devine eu? Da, da. Așa este, dar trebuie să respecti măcar anul ăla. Nu stai să-mi duci un an, șase luni până la urmă. Nu ai nici să iei dacă ești profesor. Am dus la prima lei zicea pe care am bucat în discuția mea. Deci atunci când ai material cu care să lucrezi, nu poți să scoți ceea ce aștepți sau ceea ce îți propui. Adică dacă nu plecau M copiii de la Bărțănești și erau clasele complete ca și număr de copii, și profesorul făcea treaba pentru că era, avea cu ce să lucreze, era și un mix de inteligență sau de prezență fizică a copilului. Exact. Adică oamenii de care astăzi noi batem capul cu efectul unei cauze care vine undeva din vechime, pentru că dacă atunci se întâmplau lucrurile și erau așa cum trebuie, adică nu plecau 100-200 de copii de la Bârsărești și populau școlile Bârsărești, noi eram într-o altă poziție și adică fiecare să-și făcut treaba la momentul respectiv, de atunci până acum și lucrurile erau într-o poziție favorabilă și pentru noi. Nu poți să-i avea asta foarte cu condiție medie sau foarte modestă din punct de vedere social și din punct de vedere spațiul zilei financiare, atunci nu poți să-i ceri un loc pentru că fiecare dintre noi are un potențial până la urmă. Unii suntem mai inteligenți dotați, alții mai inteligenți, alții mai perspicace, alții mai perspicace, unii face treaba cu răspundere mai mare, alții mai puțină și atunci, în condițiile astea, avem ceea ce avem pentru că acea cauză vine de undeva din vechime. Dacă era avută vedere mai de mult, nu se ajungea în postura asta când înghițim ceea ce trebuie. În primul rând, noi avem clasă simultan. Și nu este divină nimeni, nici dumneavoastră, ca și Consiliul Local, nici școala, nici nimic. Nici comunitate, la nu, avem copii. Este și la urmă de curcularea cea obiectivă de care am vorbit, eu adică au plecat foarte mulți afară, sunt au plecat și au luat copiii cu ei și nu mai sunt aici. Aici, dacă nu dăm prin sata, credeți, au plecat familii cu 4-5 copii. Exact. Într-o dată, nu se mai
Deci au murit unii, foarte mulți au murit, cei puțini, puțini s-au născut, cei tineri care au rămas și-au căutat vedeată în altă parte și au încercat să producă bani pentru a se asigura viața familiei lor decentă, acolo unde au găsit credință și au rămas credință fără om. Cei care au rămas sunt de o condiție modestă, în mare parte, și de-aia suntem acolo. Și nu sunt condiții la perseverență, la dorința de a performa, despre asta vorbim. Dorința de a performa și-a una și-a alta. Deci eu văd condiția de astea și văd lucrurile așa cum sunt. Cineva s-a înțeles. 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 Cineva s-a în Consiliul Local să luăm discuții chestiile astea, nu cred că s-a ajungea chiar atât de... Eu așa am spus de cred. Cine vrea să ducă copilul și-l duce. Și de la ori. Și duce la ori. Asta a fost plecarea exact ca a zis doamna plecare, datorită lipsei apei, condițiilor. Și după aia s-au dus la oile. Fiecare și-a luat copii. Și de aici s-au gândit toate chestiile astea. Dorința și chiar concretizarea prin finanțarea așa cum a trebuit a sistemului de învățare. Adică Noi am avut implicare așa cum a trebuit. Nu ne-am putut să ne dar nu este vina nimănui. Eu vă spun la modul cel mai sincer, că au plecat copiii. Vreți să vă mai spun ceva? Și din prima au dus părinții din clasa 4. Exact, da. Merg la clasa, la școală din Bacău și am făcut școală în Bacău. După aceea în Iași și nu l-am mai făcut, da? În Iași. Deci am fost dorința copilor, poate la fosta mea, personal, chiar am prea mică, așa să spun. Așa și la dumneavoastră și la părinții, eu mă judec pe părinți. Ei vor din copiii lor să scoată copiii, ei dau la pregătire, doamne, dau la pregătire, sunt ținti ei. V-am spus, cunosc cadrul care, și persoane care fac pregătire din clasa 1. Și eu cred că din dumneavoastră care aveți copii, nu i-a dat la pregătire. Eu am și un nepot și știu că au făcut pregătire. Și fac pregătire pentru că și materia, să știți, este un grad de dificultate mai ridicat față de anul când avea un singur manual. Sunt ceva de multe manuale. Manuale alternative, de dura cu dare, poftim, acum dăm situații pe ce manuale și alege fiecare. Deci sunt mai mulți factori care vin în pași. Dar asta nu înseamnă că iese din mine cineva sau că eu cer ajutorul Consiliului Local. Domnule, ajutorul la început și, repet, nu denigrez pe nimeni, nu, dar să știi fapt administrativ. Să știi faptul că noi, la toate care facem, atât directul cât și profesorul, noi avem legătură de subordonare cu inspectoratul școlar. Asta nu înseamnă că eu nu vă respect sau vezi doar că am venit aici pe nimic așa. Eu vă mulțumesc cât m-ați chemat, poate din dumneavoastră ați înțeles mesajul meu. Da? Dacă nu l-ați înțeles, vă invit să mai veniți la școală, pentru că nu vreau să mă răbesc din timp. Și sunteți dispus domnul Asomoiu. Puteți veniți la școală? Vedeți situația exact. Faceți-vă domnul Mare, domnul Vlad, sau cum vă mai cheamă, nu știu, fiecare. Eu am fost domnul primar. Dar vreau să știți că până astăzi mai știu să te dumneavoastră să trebuie în Asomoiu. Da, eu am fost domnul primar la școală. Nu dar nu știu la școală, nu știu ce treabă. Nu, dar nu mă trebuie, doamnă, că problema știți care? Dumneavoastră, dacă mă anunțeți că nu e nici scuze, poate am insistat să veniți aici așa, dar când am votat ca să alocăm niște bani pentru școală, deci ridicat nimeni n-a fost nu. Și de asta am și insistat, băi, atunci când v-am spus. Deci eu vă spun că dacă eu îmi vedeam raportul ăsta, aș putea să spune. Dar găsit cu clienta ca respect, să vină fața dumneavoastră, să vedem, să expun, să vedem care este problema pe care o ridicați dumneavoastră, să fac și eu un metod și să văd, domne, unde pot eu să îmbunătățesc. Ia să vedem, aici ai punctul, aici, aici, pe viitor. Acum oricum nu aveți face. Da? Adică nu e prea târziu. Dar eu nu mai spun așa ceva. Sunt 50 dirigenți în toată țara care n-au luat niciun bar. 50 dirigenți. Sunt dirigenți de oraș, de Poieni, de București, de Soara, care sunt. Pe școală, cum e profesorul bun, e așa. Ce să facă problemă? Chiar dacă mă interesez și eu la celelalte școli din așa, dacă eu v-am spus, eu din respect am venit astăzi, da? Din respect pentru toți, nu pentru mult, pentru X, pentru Y. Am venit pentru că sunt născut aici, am crescut aici și stau aici în Comuna Brăsănești. Asta nu înseamnă că, domnule,
venit și expune problema. Și din acest motiv am chemat, pentru că nu mi-a domnul care sunteți, că am venit din respect pentru a vă explica situația, dumneavoastră să înțelegeți, pentru că nu lucrați în domeniul și nu vă întâlniți cu ceea ce ipotimii sunt probleme. Adică ca să înțelegeți situația. Pe viitor, dacă doriți să vin, eu pot să vin, să mă auto-invit, dacă vreți. Da. Cu cea mai mare plăcere. Da. Eu am avut o discuție chiar cu doamna contabilă dumneavoastră. Am avut o discuție prin telefon. Da, am făcut așa. Și chiar cu doamna contabilă am discutat și am, chiar am și invitat-o. Păi da, trebuie să invitați pe acolo, dacă vreți. Da. Și da, vreau să trebuie, nu mai văd nimic. Iar pe viitor ca să încheiere. Veni și secretar, trebuie tot să avem un punct secretar. Nu, trebuie să avem un punct secretar. Pe viitor, nu ne mai facem planul de comasă. Se va comasa, cred că, pe zona, pe oraș tot. Pentru că sunt 2-3 copii care sunt întâi care s-au născut. La noi s-au născut de ei. Se comasa și comuna. Da. Deci s-au botezat 3 copii până acum la Caracol, din care 2, unul a fost chiar nașul venită, 2 s-a afară. Au venit atât mai amintit. Deci atât mai ești legat, adică așa. Da, nu sigur copii. Acum vă vedeți. Ei, închipuiți-vă cu ce faci noi grădință, școli. Nici ce comună nu mai are. Se duc populare. Nu ne-am avut nimeni. Voi singuri buci. Eu vreau să spun care e situația de fapt. Mulțumim pentru participare. Mulțumim, cere scuze încă o dată și... Nu trebuie să vă duc. Vă mai așteptăm. Lați-vă la punctul. Mulțumim. Punctul numărul 1. Depunerea raportului de către domnul consilier Adelpin. Eu o să dau citire încheierii, să știți ca lucrătoriei, dacă sunteți de acord doar dispozitivul, ca să nu... Încheierea numărul 1472, ședința din camera de consiliu, data de 10.07.2023. Pentru aceste motive, numele legii dispune. În temeiul articolului 122, din nou G57/2019, validează mandatul supleantului ce intră în componența Consiliului Local al Comunei Bârsănești, respectiv Pavel Timu, Partidul Alianța Liberalilor și Democrației. Prezenta se comunică secretarul general al Comunei Bârsănești și prefectul de Sfânt Bacău, cu drept de apel între zilele la comunicare, care s-au depune la judecătoria Onești, dată camera de consiliu, conținută în ședință publică, astăzi, 10.07.2023. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putere și pe cerbea mea, pentru binele locuitorilor Comunei Bârsănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1 se modifică și se completează. Punctul 3, la articolul 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 17.12.2020, după cum urmează. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecție Civilă, Activități Sportive și de Agrement are următoarea componență. 1. Munteanu Alin Costel, din partea USR-ului, Blănaru Gheorghe din partea Partidului Social Democrat și Tinu Pavel Tinu din partea Partidului ALDE. Da? Articolul 2. Prin grijă secretarul general al Comunei, prezenta hotărârii se va comunica instituție prefectului de sub Bacău, domnului consilier Pavel Tinu, primăriei Comunei Bârsănești și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuții? Să punem la vot. Comisia
opoziția care suntem, noi organizăm între noi, rămânem aceeași organizare. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la trimestrul al doilea al anului 2023 al Comunei Bârșănești de Sâmbătoare. Consiliul Local al Comunei Bârșănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârșănești la trimestrul al doilea al anului 2023, conform anexului 1, parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la nivel de către primarul comunei, compartimentul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul Consiliului Județean Bacău, administrației județene al finanțelor publice Bacău, trezorerie Ionești, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarul general al comunei. Este vorba de exercițiul bugetar al trimestrului al doilea, care se încheie de data de 30 iunie 2023, cu suma de 4.030.000 la venituri și la cheltuieli cu suma de 2.532.505,35 de lei. Discuții? Nimic? Supunem la vot. Domnul președinte, întrebați, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abținut? Dacă aveai discuții, tu... Nu, este obligatoriu. Asta se poate menționat și considerat de ce vreau. Trecem la punctul numărul 4, proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârșănești pentru anul 2023. Consiliul Local al Comunei Bârșănești hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârșănești pentru anul 2023, conform anexei 1 și 2, care face parte integrantă în prezenta hotărâre. Este vorba de acele subvenții care vin pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solid și lichizi. E vorba de 21.780 de lei, care îi primim. Suntem 20 de lei, suntem discuții? Să punem la vot. Cine e pentru? Cine e pentru? Împotrivă? Abține? Este ce a trebuit. Punctul numărul 5, da? Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2023-2026. Primarul Comunei Bârșănești propune, se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2023-2026. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Autoritatea Executivă a Comunei și vor fi comunicate Consiliul Județean Bacău, instituției prefectului Județul Bacău și primarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică în condiții legii prin intermediul secretarului general al comunei. Este vorba de acele achiziții care se achiziționează în școli, fonduri și laptele, care Consiliul Județean face procedura de atribuire, ca să înțelegeți. Și mi-au spus nouă să nu... Deci nu mai e nicio responsabilitate. Da. Deci am mai spus noi răspunderea asta care ar trebui să... Pentru că asta a însemnat, dacă eu ați face la nivelul local, a însemnat o pierdere de timp, conform procedurilor de achiziție, timp, contestații și toate celelalte, așa se face o pierdere centralizată și atunci acel lucru este sub la achiziție care se va derula pe întreg teritoriul al județului. Da. Discuții? Să punem la vot. Cine pentru? Abține? Să ce mai este? Împotrivă. Eu nu sunt împotrivă că... Nu mai se descurcă. Da, și porc. Nu mai se descurcă. Porc și lapte. Porc și lapte. Punctul numărul 5, 6. Nu, 6. 6. Punctul numărul 6, proiect de hotărâri prin aprobarea certificatului de facturare de al CCE Posudie SAP pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Consiliul Local al Comunei Bârșănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă decontarea tarifului de facturare de către SCE Posud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării în cuantum de
443,46 de lei pe tonă, exclusiv TVA, pentru o perioadă de 6 luni de la data prezentei după următoarea formulă. Din tariful de operare de 900 de lei pe tonă, aprobat prin adunare generală în contractul de delegare numărul 1087/1078 și se scad 456,56 de lei pe tonă, deci de aici rezultă un preț de facturare de 443,46 de lei pe tonă, fără TVA. Articolul 2. Se aprobă decontarea tarifului de facturare de către SECE Postul de Sat pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării în cuantum de 194,52 de lei pe tonă, exclusiv TVA, pentru o perioadă de 6 luni de la date prezente după următoarea formulă. Din tariful de operare de 235,95 de lei pe tonă aprobat prin adunare generală, la contractul de delegare numărul 1087/1078 și se scad 41,43 de lei pe tonă, adică 70 de lei ori 59,18% gradul de valorificare. De aici rezultă prețul de facturare de 194,52 de lei pe tonă fără TVA. Articolul 3. Se împuternicește domnul Botezatul Geru, primarul Comunei Bârsănești, în adunare generală asociat dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolul 1 și articolul 2 în prezenta hotărâre în adunare generală asociației ADIS Bacău. Articolul 4. Se mandatează aparatul tehnic al ADIS Bacău să recalculeze cuantum de reducere a tarifelor pentru activitățile de preluare a deșeurilor reciclabile în vederea sortării și de preluare a deșeurilor biodegradabile în vederea compostării și Consiliul Director al Asociației să aprobe noile tarife de facturare astfel încât să asigure menținerea echilibrului contractual după o perioadă de 6 luni, ori de câte ori este nevoie. Articolul 5. Prezenta hotărârii se va comunica persoane normalizate la articolul 4, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară prin Salubrizare Bacău, Prefectul Județul Bacău și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Mulțumesc. Discuții? Doamna Georgiană? Da, singura discuție, că ținând cont că o să iau o singură dată pe lună cartonul și plasticul, mi se pare că a dat prea puțin un singur sac. Ținând cont că primăria în fiecare miercuri... Da. Nu știu, ar fi măcar într-un sac, să avem doi saci la lună. O să avem o discuție ulterioară, pentru că deocamdată asta este puterea pe care au luat-o. Am văzut la ușa momentului colectării vor da celui care, așa cum am spus și la știința anterioară, sacul celui care a dat, mai puțin celui care nu a dat. Când nu dai selectiv, nu se primește sac. Dacă dai selectiv, se primește. Atunci când pui sacul tău, se primește un alt sac pe care deja gestiunea este a lor în momentul ăsta și nu a noastră. Vis-a-vis de referitor la taxă, vreau să spun o singură chestie. În timp când noi am aprobat în ședința trecută modificările de tarife pentru ceea ce înseamnă colectare, și pentru că s-au modificat tarifele de două companii, s-a modificat pe ansamblu pentru facturare totalul pe tonă, adică de la hotărârea pe care am avut-o 25/04/2022, suma de valoare pe tonă era de 97,94, s-a ajuns la 900 de lei, 900 de lei, deci a scăzut un pic, pentru că cele două componente care contribuie la finalitatea prețului, așa, adică taxa de colectare care este dată către prețului și taxa de procesare care este plătită către EcoSud, generează taxa de facturare pe care noi o plătim și care este cumulul celor două taxe. Deci, într-un final, taxa s-a dus de la 97 la 900 de lei. S-a dus o diminuare ei. Acum, probabil că vom plăti mai puțin la compensarea finală și asta este situația. Cetățenii trebuie să știe, la momentul ăsta, că începând de luna următoare, se va face colectarea nu de către noi, așa cum s-a procedat până acum în fiecare miercuri, ci se va face sâmbătă, direct de către Rombrest, de la poarta fiecărui cetățean. În momentul în care cetățeanul va scoate datele sunt în afișele pe care le-am pus și în fluturașii pe care le-au primit fiecare cetățean în parte, împreună cu contabilul de la ultima colectare, deci sunt
Suntem conștienți de faptul că nu toată lumea va înțelege din prima lucrul ăsta, va fi o muncă de obișnuire a cetățeanului cu lucrul ăsta, adică cu acea colectare. Dar ne degrează pe noi, Consiliul Local, de sarcina de a merge cu utilajul, cu motorina, cu oamenii, în fiecare miercuri pentru colectare, o vor face ei, începând de luna următoare, începând de pe 5 august, urmând ca în datele stipulate în anunțurile pe care noi le-am făcut, să se facă colectările ulterioare. Se va colecta sticla, cartonul și metalul, mai puțin sticla, cartonul și plasticul, mai puțin sticla. Sticla va fi depusă în continuare la containere special depuse în platforma de depozitare, de acolo le vor duce oamenii până când se vor colecta ei, odată la 6 luni, cum se face, când se face colectarea și până acum. Domnul Petru? Acolo scrie carton, plastic, metal, dar... Poate la un loc într-un sac? Da. Poate la metal într-un sac? Poate la un loc într-un sac? Da. Deci cutii de conserve, bere, bidoane, cartoane, toate sunt de cum s-a întâmplat. Nu mai e selectiv. Aia nu mai e selectiv. Am văzut că am fost acolo la Ecosum. Acolo când ajunge pe bandă, se urcă, sunt persoane care au contacte. Tablă de la conserve la tablă, metruri de bere, bidoane de o parte, cartoane de o parte. Am fost acolo și nu avem cum să... Să colectăm și carton de o parte, bidoane de o parte, ar însemna alte minuni. Deci toate... Mulți nu știu, nu vor, n-au înțeles și le vor spune oamenilor personal cum s-au lucrurile și... Noi o să încercăm și miercurea care vine, care e așa, sunt niște oameni, că nu mai merge apoi să spui găina moartă în sacul respectiv și spune oameni cele morcă. Că nu se poate, dă-i și de la Home Press o să verifice acei saci care nu o să îi toarcă înapoi și nu o să ia. Nu să fie ridicat, dacă nu sunt confort. Și o să urmărim și noi, nu să ne aduc în părere. Eu m-am chinuit, am pus efort foarte mult. Chiar am luat 3 luni, eu pe mașină am fost pe Caraclău și am strâns bidoane și cartoane ca să putem să-i formăm pe oameni să... Dacă e la discuție, mă sunt? Da, s-a zis, la... Sfert, acolo m-au lucrat după lume. Dar înțeles că stai în contract provizor de 6 luni. Deci nu e informat. Da, e ceva, problema este că dacă se dea câte o cubelă galbenă, fiecare cetățean se lucrează la acest lucru aici. Și atunci a pune ce se spune la cubelă. Nu mai de sac. E altceva. Nu e chiar normal cu sacul ăsta. Nu mă puteți să alăgăță prin gar, să-l ține și nu știu unde, ca să nu rămână fructul câinii. Spontan și obiectiv online, și atunci câinii nu spun. Pentru că trebuie să ții de acum o lume de zi când și face proiectare. Și poate să fie ploaie, poate să fie atâții legat de și așa pentru că dacă ai pus cartonul și la dar deja nu mai e de confort. Și... Mă rog, ești pretenit, eu să-i pun și cartonul ăsta. Păi dacă vreau afară, e un cartonul la cifră. Păi noi acum colectam și duceam depozit. La ce se poate face? Da, noi ne-am plecat, eu știu de ce nu vrei, vorba asta, 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 știu de ce nu vrei, și împotrivit. Mai sunt ceva împotrivit? Împotrivit? Ce? Ultimul punct. Da. Divers. De acum trebuie să ne divertim un pic cu mine, Augustul. Discuții nimic, domnul consilier, nou consilier. Ceva discuții? Lasă să formeze. Doamna Georgeanu, domnul Văduț. Perez, doamna Maria, fugiți de la magie, nu? Domnul viceprimar? Tiran. Nu vreau să vă spun. Domnul Petru? În ce stadiu mai este domnul primar contractul cu drumul? Și de la Caraclău și de la Azi? Drumul, chiar azi am o căsură verificat de la ANA. Și mai acum să ne-am trimis procesul verbal, speram ca până pe 5-6 să finalizeze. Pentru fiecare document pe care urcăm în SEAP, ANAP are verificare de 1.000-4.000 zile.
Dă seama dacă sunt N documente pe care trebuie să le ridici, pentru fiecare există de 4-5 de verificare. Deci este o procedură destul de complexă și îngustită, care ne ține că noi ar trebui ca în momentul să avem 6 ani de contract. Dar datorită monitorizării, noi putem să facem relații la stare. Sunt două firme care au participat la licitație, la asta, sunt niște termeni, Strans, Secerul Strans și Convergul. Îți spune amândoi, că ar fi. Dar lăsăm că nu putem să facem mai mult decât am putut. Așa. Să vă fac o precizare, două, referitor la învățământ. Deci, repetenți nu se lasă la clasa pregătitoare și la clasa întâi. Deci nu există chestia aia că dacă ai CES sau handicapul să mai spun, sau dacă nu poți, nu te pot și vrei să te duci la capacitate, eu nu pot să fac nimic. Deci, eu te înțeleg, o să te ajut, te ajut. Te-am dus în a 8-a. Bun. În a 8-a, măcar în a 8-a te las. Deci, nu te las de pe tine neapărat. Că eu n-am ceva cu tine să-ți îngreuiez viața familiei și a ta. Deci, nu poți, nu poți. Te las corigent, nu intri în capacitate, deci pe bune nu am ceva cu tine. Și te trec la toamnă și nu mai n-ai capacitate. Deci, te duci. Te duci la profesional, și tu am să intru la profesional, nu că n-am ce să faci. Te duci. Păi, de ce nu se lasă corigent? De ce? Știți? Ca, deci trebuie să-l chem la corigență, ești profesor, da? Ai unul de la 5, unul de la 6, unul de la 7, unul de la 8. Pentru fiecare an școlar, trebuie să-i faci subiecte. Câte subiecte? Două subiecte cu variantele de răspuns la fiecare. Deci, trebuie să faci fișă, foi pe care să le ai acolo, la dosar. Deci, înțelegeți? Deci, am stat un copil corigent, trebuie să-i faci două variante de subiecte, plus baremele de corectare. Înțelegeți? Și fiind 4, clasa 5, 6, 7 și 8, înseamnă o leagă de muncă. Înțelegeți? La fel și la învățători. Ai lăsat corigent, la fel. Deci nu există. Noi când am ce, păi aia toate chestia, că nu se asumă nimeni, ce lasă ducă, că nu mai am treabă cu el, lasă ducă. Păi da, păi așa s-a ajunge, lasă ducă. Deci putem să facem și pe bune un pic, adică, dar nu poți, nu-ți fac nimic, nu te lasă repetent, te trec la toamnă, dar nu te trec acum ca să scăp de tine, tu te duci acolo să dai foaia albă. Deci asta eu fost văzut, doamnă, ce-o vrut. Da. Înțelegeți, e clar. Deci... Tocmai că la